O apariție rară pe plaja din Năvodari. Pescarilor din zonă nu le-a venit să creadă când au găsit pe malul mării acest delfin care era deja mort. Cel mai probabil, acesta a fost surprins prea aproape de malul mării de către furtuna violentă de acum 2 zile. Pescarii din zonă susțin că nu au găsit până acum delfini eșuați, însă nu exclud faptul că și în alte zone furtuna care s-a abătut asupra litoralului să aducă și alte specii la mal. A voastră ați găsit delfinul pe plajă? Da. Când l-ați găsit? Pe timpul furtunii, alaltă, când a fost furtuna. Alaltă era? Când s-a oprit furtuna atunci. Am înțeles. Și ați anunțat autorități sau? N-am pe cine, n-am telefon, n-am pe cine. Dar era deja mort când l-ați găsit? Era mort, da, era ca pielea porcului. Era mort. E un pui de delfin sau că deja... La mare cum e, nu cred că e pui de delfin. Au mai fost cazuri, dumneavoastră sunteți pescar în zona, ați mai văzut astfel de cazuri? N-am mai văzut. N-am mai văzut deloc așa ceva. E posibil să mai aducă și rechin mort, după cum am auzit de la alți pescari. Mai aduce și rechin și anghilă și toate speciile. Acum am... Asta e primul caz care l-am văzut acum. Delfinul ăsta mort. Acum corpul neînsuflețit al delfinului a ajuns în colții câinilor maidanezi.